În urmă cu doar 7 luni, Vladimir Putin a scris un manifest de 7000 de cuvinte despre legăturile istorice dintre Ucraina și Rusia, susținând că rușii și ucrainenii sunt un popor parte dintr-un singur întreg. Dar spre ghinionul și tragedia comună a ambelor țări, a spus Putin, în ultimii ani a apărut un zid între Rusia și Ucraina. Astfel, pe plan internațional, sunt unele persoane importante care văd comentariile lui Putin ca parte a explicației pentru masarea a 10.000 de militari la granițele sale cu Ucraina. O mișcare care a determinat oficialii occidentali să emită avertismente din ce în ce mai alarmante că Rusia se pregătește pentru o invazie. Ministrul apărării din Rusia, Sergei Lavrov, a avertizat luna trecută că Rusia va lua contramăsuri necesare dacă Occidentul continuă pe cursul său agresiv, dar Moscova a negat că intenționează să invadeze. Rusia consideră că Ucraina devine mai integrată în NATO, drept o amenințare la adresa securității sale naționale, și a cerut ca alianța militară să nu se extindă spre est, spre Ucraina sau alte state foste sovietice. De asemenea, a cerut NATO să-și retragă desfășurările militare din Europa Centrală și de Est, dar conflictul are rădăcini mult mai adânci decât pare. Istoria sa se leagă chiar și de țara noastră. Astfel, astăzi vom vedea istoria conflictului dintre Rusia și Ucraina, de ce vrea Putin să invadeze statul vecin și dacă invadarea Ucrainei ar însemna și o invadare ulterioară a României. Ce se întâmplă la granița dintre Ucraina și Rusia? Rusia a adunat peste 100.000 de militari în apropierea graniței cu Ucraina, spun oficialii americani, inclusiv în Belarus, statul învecinat, pentru exerciții militare. Această mișcare a inclus trimiterea mai multor echipamente separatiștilor din estul Ucrainei, potrivit serviciilor secrete de apărare ucrainene. Ucrainenii au susținut că Rusia au trimis în luna ianuarie 7.000 de tone de combustibil, mai multe tancuri și sisteme de artilerie autopropulsată, alte arme și muniții, inclusiv sisteme de artilerie și mortare în regiunile separatiste. E o operațiune fundamental diferită de orice am văzut până acum, a spus Samuel Cherap, un politolog și fost oficial al Departamentului de Stat al SUA. Cazul din Belarus e ilustrativ. Nu a mai existat niciodată un exercițiu de antrenament al rușilor în Belarus înainte. Nu ați văzut niciodată acest tip de desfășurare pentru un exercițiu neprogramat. Valeri Gerasimov, șeful statului major al forțelor armate ruse, a spus că NATO acordă prea multă atenție mișcării interne a trupelor Rusiei. Redistribuirea unităților în timpul antrenamentului de luptă e o practică de rutină pentru forțele armate ale oricărui stat, a spus el. Gerasimov a adăugat că rapoartele legate de invadarea Ucrainei sunt o minciună. Între timp, avertismentele occidentale au crescut recent în intensitate, oficialii americani afirmând la mijlocul lunii ianuarie că Putin ar putea invada Ucraina în orice moment. Au spus în urma negocierilor că un efort rusesc este în curs de a crea un pretext pentru ca trupele sale să invadeze Ucraina. Avertismentele au venit în aceeași zi în care site-urile web ale guvernului ucrainean au fost supuse unui atac cibernetic pe care autoritățile ucrainene l-au pus pe seama Rusiei. Biroul de externe al Marii Britanii avertiza de asemenea pe 22 ianuarie că guvernul rus urmărește să instaleze un lider pro-rus la Kiev. Rusia a negat acuzațiile occidentale, numindu-le dezinformare, subliniind în același timp că Organizația Tratatului Atlanticului de Nord reprezintă o amenințare. Putin a spus în decembrie că Rusia nu pune rachete în apropierea granițelor SUA, ci că SUA are rachetele în pragul ușii Rusiei. Cum s-a ajuns aici? La sfârșitul anului 2013, liderul pro-rus al Ucrainei, Viktor Yanukovych, a anulat planurile de semnare a unui acord care să ducă țara mai aproape de UE, după ce Putin a propus în schimb o uniune vamală cu Rusia, Belarus și Kazakhstan. Mișcarea lui Yanukovych a provocat proteste și tulburări civile la Kiev, care au dus în cele din urmă la înlăturarea lui. La scurt timp după, Rusia a anexat Crimea într-o mișcare care a fost denunțată ca fiind ilegală printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. Peninsula, în mare parte vorbitoare de limbă rusă, a fost transferată la Ucraina în 1954 de liderul sovietic Nikita Hrușciov. Kremlinul a spus că a realizat un referendum în Crimea care a avut ca rezultat faptul că cetățenii de acolo doresc să revină la Rusia, dar țările occidentale, inclusiv UE, au declarat că referendumul care a avut loc după invadarea regiunii este ilegal și ilegitim. Ulterior, a izbucnit un conflict între guvernul ucrainean și separatiștii susținuți de ruși, care au declarat 2 regiuni din estul Ucrainei, Donetsk și Lugansk, cunoscute sub numele de Donbass, republici autoproclamate. În timp ce Rusia și Ucraina au semnat acorduri la Minsk în 2014 și 2015 menite să dea încetare focului, conflictul a ucis până acum peste 14.000 de oameni.
De la acele momente au existat încălcări repetate ale acordului de încetare a focului, conflictul transformându-se într-un război de tranșee. Existau speranțe de progres în 2019, deoarece Rusia și Ucraina au schimbat prizonierii, iar președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat pentru Euronews în 2020 că el crede că există șanse mari de a pune capăt războiului, dar ciocnirile au continuat. În primăvara lui 2021, Rusia a început să adune zeci de mii de trupe în apropierea Ucrainei ca răspuns la ceea ce a descris drept amenințări din partea NATO, o mișcare care a fost condamnată pe scară largă la nivel internațional. Mai târziu a spus că a retras acele trupe. Cu toate acestea, oficialii americani au spus că cel puțin din noiembrie Rusia a mutat trupe la graniță. Astăzi considerăm acumularea actuală ca fiind o a doua etapă a primei construcții, a spus Oleg Ignatov, analist politic. Ar putea Ucraina să se apere de una singură? Un fost oficial ucrainean al apărării spune că țara este mai pregătită de data aceasta decât în 2014, capacitatea lor militară schimbându-se dramatic. Fiecare batalion are experiență de luptă, a spus Andriy Zagorodniuk, președintele Centrului pentru Strategii de Apărare din Kiev și fostul ministru ucrainean al apărării. Din punct de vedere psihologic, forțele armate sunt mult mai puternice pentru că trăiesc cu înțelegerea că sunt într-un război de 8 ani. El spune că Ucraina va avea în curând peste 260.000 de militari activi, pe lângă forțele de rezervă și apărare teritorială. Dar acest număr e încă foarte departe de cele peste 1 milion de forțe pe care se estimează că Rusia le are la dispoziție. Dar Zagorodniuk spune că Putin ar avea nevoie de aproximativ 400.000 de militari la granița cu Ucraina pentru a lansa o invazie la scară largă a țării. El consideră că această posibilitate e improbabilă, dar a spus că o escaladare a conflictului din estul Ucrainei e, în opinia sa, foarte probabilă. Problema pe care o va avea Rusia nu se leagă de fapt de avansarea pe teritoriul Ucrainei, spune Zagorodniuk, ci mai degrabă ceea ce se întâmplă după. Avansarea e un lucru, dar păstrarea teritoriilor e total diferită și, de fapt, păstrarea acestora ar fi imposibilă. David Marples, profesor de istorie a Rusiei și al Europei de Est, la Universitatea din Alberta, care a scris o serie de cărți despre Ucraina, a spus că nu crede că Putin va lansa o invazie la scară largă decât dacă nu a înnebunit complet. Asta nu ar aduce niciun beneficiu, ci doar pierderi masive de ambele părți. Ar reuși în cele din urmă, dar costurile vor fi mult prea mari, a spus Marples. Care sunt posibilele motivații ale lui Putin de a invada Ucraina? Analiștii pot doar specula dacă Putin folosește trupele pentru a aduce Occidentul la masa negocierilor sau dacă Rusia plănuiește o formă de acțiune militară. Mulți experți citează articolul lui Putin despre legăturile istorice ale Ucrainei cu Rusia ca fiind cea mai directă declarație publică a sa despre modul în care el vede Ucraina ca parte în esență a aceluiași spațiu istoric și spiritual, o viziune la care au ecou mulți oficiali ruși. Marples a numit cererile Rusiei ca NATO să nu se extindă spre est o listă de cumpărături. Sergei Radchenko, politolog, a spus că obișnuia să creadă că ar fi irațional ca Putin să invadeze Ucraina, dar după ce a petrecut câteva zile la Moscova, a început să creadă că e posibil. Fostul ofițer al serviciilor secrete americane în Rusia, Fiona Hill, a scris într-un eseu din New York Times că Putin a fost furios în urma summitului NATO din 2008, care a salutat aspirațiile Ucrainei și Georgiei de a adera la alianță. Hill spune că l-a avertizat pe președintele american de atunci, Bush, că Putin va considera apropierea Ucrainei și Georgiei de NATO drept o mișcare provocatoare. Mulți experți spun că, deși nu cred că NATO e pregătită să accepte Ucraina ca nou membru, Putin consideră că liniile geopolitice sunt aliniate împotriva lui. Alții susțin o teorie conform căreia Putin înțelege că Ucraina lucrează din ce în ce mai mult cu NATO și că armata s-a modernizat rapid. Motivele lui Putin de a invada Ucraina sunt astfel diverse și se leagă în principal de istoria Ucrainei, care a făcut multă vreme parte din Imperiul Rus și Uniunea Sovietică, dar și de aspirațiile ucrainenilor de a adera la UE și NATO. Ar putea Rusia să invadeze România? Cel mai probabil, Rusia nu va risca să invadeze România, căci țara noastră e membră NATO și asta ar însemna că un război Rusia-România ar fi un război între Rusia și NATO. Dar ceea ce se va întâmpla e că mulți militari români probabil vor sprijini acțiunile NATO din Ucraina, în cazul în care războiul va începe acolo. Dacă războiul se va purta pe cale convențională, SUA vor trimite trupe de parașutiști în primă fază care vor debarca în țările baltice pentru a le securiza. Simultan, convoiul de artileriști și vehicule blindate va pleca din Germania pentru a ajunge la aceeași destinație. Comandamentul European al Statelor Unite va sprijini astfel flancul estic al NATO pentru ca statele membre Estonia, Lituania, Letonia, Polonia și România să fie apărate. Statele membre NATO din Europa vor trebui să contribuie cu armamentul din dotare, așadar în acest moment suntem la adăpost datorită prezenței noastre în NATO. Însă după cum am văzut, Ucraina nu poate spune același lucru și o eventuală invazie rusească acolo e oricând posibilă.
Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!